Să scrii și faptul că trebuie să mergi cu zuc până la obor. Pentru că îți spune Simona de unde trebuie să cumperi piele din aia, că nu poate cu materialul, că nu poate numai din piele să facă aia, ținuta aia. Da, știu. Păi eu, adică ar fi ideal să mă duc cu zuc să las toate astea, nu? Păi am discutat mai devreme, o să ne ajute omul. Nu, nu, exact discuția, scuze. Păi, sigur, că tu ești pe altă lume, tu, de aia n-auzi. De seară mergem la un eveniment împreună cu Ana și invitația a fost lansată din partea ei, lucru care m-a super surprins înainte de a mă bucura, pentru că Ana nu prea mai merge la evenimente și chestii, deci oamenii trebuie să aibă vreun chelcășor de zoo evidențiat. Și funny, pentru că m-a chemat pe mine și Mori era în mașină și tot întreba ca o cotoarbă, dar unde mergeți, unde mergeți, unde mergeți? Păi uite acolo, vrei să vii și tu? Da, bine, trebuie să fie momentul meu cu Ana, dar... Fie, o să fie altă ocazie și da, nu sunt pregătită pentru că se poate observa exact ce vedeți voi acum, sunt hainele cu care eu ar trebui să merg la acest eveniment, exclus. Eu țin foarte mult la dress code-uri. Sper să pot să fac magie astăzi. Da, știu că trebuie să ajungem la un concert, nu știu exact despre ce e vorba. Noi oricum speram că o să ajungem acasă să ne îmbrăcăm și noi de gală, că am înțeles că e un concert ăsta cu ștaif, așa, cu să cântă la vioară, la... Dar aparent o să ajungem așa cum ne vedeți, în salopeta de muncitor. Teo, nu știu cum e îmbrăcată și asta, pare strânsă după gârlă de undeva. Și Ana, în costum frumușel, machiată, aranjată, probabil cu perucică. Și noi muncitori. Mai e foarte puțin. Deci tu trebuie să înțelegi că eu sunt spaima tuturor și make-up artișilor Ravageu când trebuie să mă machieze și pune mâinile în cap. Sincer, de ce trebuie să stau atâta timp? Mă omorâți! Ca să fii superbă. Aranjează scaunele. Crezi că mai vine o anistătea? Sărăcuța, țipat, nu e în pat, anistătea. Avem doar 4 scaune la număr și poți să aranjezi pe celălalt, dar pe ăsta avem lucruri. De ce sunt gândit că această privire ucigătoare mă impresionează? Dar le cor de la vilaj? Ce-ți închipui? Cum arăt? Foarte bine. Ai știut de ce m-am salopeta asta azi? Da? Arată un vopsitor. Vezi, poate te faci cu dănămol pe ea. Așa e. Nimic. Eu mor. Nu, eu mor. Nu, eu mor, eu mor. Nu, gata, nu, eu mor. Eu știam că fac o greșeală, că eu nu pot cu generațiile astea tinere, dar eu mor. Ce? Nimic, te iubește, mama. Nu e un moment bun astăzi, pentru că Mori a pățit aseară ceva foarte dezamăgitor pentru el. Și Teodora, în general, e foarte televidată, pentru că Teodora, exact ca și mine, la vârsta ei, se culcă până la 4 dimineața. Dar eu în continuare nu-mi pierd speranța că le voi rupe capul și după ce le rup capul o să-l pun capul la loc invers, dat pe brazdă. Sunt în regulă. Pentru început, având în vedere că n-au lucrat niciodată în antreprenoriat, că nu știu lucruri, că nu știu să miște mai repede, că sunt ok, nu pot să... Adică lucrăm împreună de câteva săptămâni, ce dracu să cer de la ei, să știe cum lucrez eu, să fie spirit, să fie... Știa, să ne scuți cu telefonul în mână, mă. Deci, trebuie să avem un pic de răbdare. Dar eu am toată încrederea în ei și eu, așa îmi zic ei, oricum îmi zic că sunt mama lor, mama lor o să-i dea pe brazdă, ascultă-mă, ascultă-mă. Știu că nu par serioasă în inima asta, dar tu ascultă-mă ce spun eu, că nu există. Nu există! Sus. Îl omor pe zuc și pe zuc îl omor. Cât mai ai? Băgă-mi așa picioarele să-mi bagă. 3 story, 3 video-uri, 3 reel-uri, 3 poze, cine știe ce-o fi. Am primit direcții clare să fie Merlin Monroistic. Pe glam, pe superb, pe retro și cam atât. Ne-am inițiat în prietenie odată, astea a doua oară, marș fă, că-ți rup picioarele. Teodora! Aici Mori! Mori! Afară! Hai că te trag un pic mai... Măi, Mori! Mi-e frică de înălțime! Bravo, bravo!
Bravo, învățăm din greșeli. Așa că inima mea mare dă-o dreptul, în primul rând, va deveni foarte mare doar înspre mine. Stai, mamă, că mai curge și un ochi. Mai să mișcă și ochi, dracii-n ia de treabă. Mai am... Să-ți repar buzele, dar cum te zic, să-ți repar buzele, doar cu ceva sub ochi, îți mai repar copilul anul alunței și gata. Adică 5 minute dacă stai așa, 20 dacă stai așa. Hai chiar nu mai durează, it's fine. Și să rămâi toată ziua așa și mai putem fructifica fășcioara. Ce-ți cu dințișorii aia, drăguț? Scuze. Tu mai ai greșit, acum ar trebui să mă repari. Ce-s cu dințișorii aia drăguți de veverițuță? Așa sunt dinții mei, foarte mici. Nu sunt drăguți, sunt foarte mici. Mie mi se par direct proporțional feței, dar a fost un dentist care cândva mi-a zis. Deci, cum poți trăi cu dinții ăștia așa mici? Nu pot. Ia. Da, auzi, tu nu mi-ai mai povestit ce s-a întâmplat cu măseluța pentru care s-a plâns în Five Guys. Asta e amuzant, că măcar am plâns, propriu zis, nu? Dar sigur că un pic ai lacrimat, după care ți-am zis eu taș fă, că ți-ai rupt măseaua la Paris la Five Guys. Nu munci pe dreapta ziua de Revelion. Da. Da, e și asta o perspectivă, cum. Așa, și? Să facem update, extracție completă și trebuie să mă duc să fac propriu zis măseaua. Înainte puteam să pun coroană pe ea, dar acum adio coroană, trebuie să-mi pun cu totul. Nu mai vreau să deschid iar acest subiect, cum mă apucă jalea mare. Hai, lasă-te. Trebuie să ajung la dentist, chiar trebuie. Dar asta pentru că, în general, e ideal să mergem cu recurență și să ne verificăm dințișorii. Dar eu încă trăiesc această dramă pariziană, adică ruptul măselei, și suntem într-un proces de facere. Nu cred că voi ajunge astăzi, cum cred că ziua de astăzi să aibă 28 de ore ca să-mi termin toată treaba. Dar în scurt timp te țin în temă, Marius, dacă mă duc să-mi fac măseaua. Deci, eu, atenție, că eu îl bat pe zuc. Da. Nu mai are mama, gata. Nu mai are mama nervi, ok, a fost bine, ne-am inițiat în prietenie odată, asta e a doua oară, marș, fă, către picioarele. Dăm. Nu știu, cred că a fost o minune de la Dumnezeu, eu vă spun sincer. Chiar nu mi-a dat de furcă astăzi. A fost cu mințică. O luăm că s-au așezat astrele bine, că altfel nu pot să o explic. Acum fiecare astră, știi cum e, în această rotație continuă a universului, a planetelor, se mai oprește, mai ieșea o pauză de o cafeluță și se duce pe câmpii, deci și astra aia norocoasă cu care am început, la un moment dat s-a dus și ea și am revenit la normal. Vreau să văd ce face Moriții. Moriți? De când lucrezi la acest birou? Am două răspunsuri să-ți dau. Păi și cu haina aia de pe scaun ce facem când trebuie pusă pe umeraș și lăsată la intrare? Nu mai se îndrăznești. Îți dau pe fetiță. Da, eu fac asta din două... Adică eu dau indicație din două contexte. Contextul în care sunt în spatele telefonului și eu filmez sau pozez și evident că observ aceste mici detalii pentru care Ana ne-ar ucide. Deci evident că trebuie să mă folosesc de echipa mea și de oamenii care sunt acolo să facă produsul complet. Sau plăcerea mea de a-i spune lui Morris mai fac una alta pentru că el trebuie un pic cărmuit, dar și când e cărmuit iubitul face tot ce trebuie. Haide!